Rajava întrerupe furnizarea apei potabile timp de 24 de ore, începând de marți 14 mai, ora 12 și până miercuri 15 mai 2013, ora 12. De la Caragea Dermen la stația de pompare Călăraș, în zona cea mai de jos, apar frecvent avarii. Ca să evităm acest lucru, a fost necesar să pregătim un tronson de aproximativ 70 de metri, exact în zona unde am avut în ultima perioadă 6 avarii. Vreau să vă spun că această conductă a fost montată în 1960, deci are o vechime mare de 50 de ani. Vor fi afectați consumatorii din zona Peninsulă și Piața Ovidiu, zona centrală delimitată de străzile Mircea cel Bătrân, Smărdan, Mihai Eminescu, Eroilor, prelungirea Bucovinei, Bulevardul Mamaia, Nicolae Iorga, Ion la Hovari, Secerișului, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, Bulevardul 1 decembrie 1918, Traian, Piața Ovidiu, Mircea cel Bătrân, cartierele Tomis 1 și Tomis 2, zona cartierelor Tăbăcărie, Faleză Nord, Piața Chiliei, Stadion Farul, zona delimitată de perimetrul străzilor Mamaia, Renașterii, Ecoului, Pescarilor, prelungirea Unirii, Mamaia, Soveja, Alexandru Lăpușneanu, Secerișului, Poporului, Ion Rațiu, Mamaia. În același interval vor avea apă cu presiuni scăzute și abonații din cartierul Coiciu. Afectați de aceste lucrări vor fi și locuitorii din cartierul Boreal din ziua de marți, 14 mai, ora 9 și până miercuri, 15 mai, ora 9. Iar printre instituțiile care rămân pentru 24 de ore fără apă se află și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Deci toate instituțiile au fost anunțate periodic, timp de 7 zile și sunt nominalizate, bineînțeles, prin anunțurile pe care le face biroul de presă. Costurile de reabilitare și înlocuirea acestei conducte s-au ridicat la 6 miliarde de lei vechi. Raja ESA roagă toți abonații afectați de această oprire să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.